Elena stătea lângă mobila proaspătă de pământ, pierdută în gânduri. Amintirile o inundau de prima dată când Artur o adusese la el acasă. Mama lui o atacase cu acuzații nedrepte. Pe cine ai adus aici? Ești oarbă? Știi măcar din ce fel de familie provine? Țipase ea, privirea nu părăsise niciodată pe Elena, ca și cum i s-ar fi adresat direct. Fusese neplăcut, iar Elena ar fi vrut să răspundă. Dar în momentul în care a deschis gura, un torent de insulte a fost aruncat și asupra ei. Tu să taci! Nu vreau să aud niciun cuvânt de la tine. Crezi că nu știu cine sunt părinții tăi? Știu, foarte bine. Nu încerca să mă păcălești. L-ai prins în capcană pe fiul meu, crezând că te vei scălda în lux aici. Ei bine, mai gândește-te odată, nu voi permite căsătoria ta. Dacă aș fi știut mai devreme că ești prietena lui, aș fi intervenit. Acea primă întâlnire se terminase într-un scandal. Elena a petrecut câteva zile plângând în brațele mamei sale, care încerca să o consoleze cum putea mai bine. Elena, dragă, nu plânge. Dragostea este ceva pentru care merită să lupți. Vei trăi cu soțul tău, nu cu soacra ta. Dacă Artur te iubește, nu va asculta cuvintele mamei sale. Mama Elenei era înțeleaptă. Trăise în armonie cu tatăl Elenei și, chiar și după moartea lui, îi rămăsese fidelă. Elena nu-și putea aminti nici măcar o singură dată când mama ei strigase, așa cum o făcea mama lui Artur. Nu, mama ei găsea întotdeauna cuvintele și acțiunile potrivite, rezolvând cu abilitate orice conflict. Nu existau certuri în familia lor. Elena crezuse că mama ei nu va supraviețui morții tatălui ei. El decedase brusc. Se îmbolnăvise și, înainte să ajungă la spital, dispăruse. Mama ei se întunecase de durere, rătăcind prin casă ca și cum s-ar fi pierdut. Elena se temea că mama ei nu va trăi mult, atât de adâncă era durerea ei. Dar, de dragul fiicei sale, mama ei și-a revenit și a continuat să trăiască, fapt pentru care Elena i-a rămas veșnic recunoscătoare. Totul s-a desfășurat exact așa cum prevăzuse mama ei. Artur i-a luat partea Elenei. Erau împreună de ani de zile, au început să se întâlnească în ultimul an de liceu, purtându-și dragostea de-a lungul anilor. Acum, amândoi erau absolvenți, iar Artur i-a cerut mâna. Elena a fost de acord fără întâmplare. Ca orice fată, visa să se mărite cu cel pe care îl iubea. Artur a avut o discuție aprinsă cu mama sa și au decis să aibă o nuntă liniștită, fără invitați, fără restaurante și fără cadouri. Au pus banii economisiți ca avans pentru un apartament. Au trăit în armonie, visând la copii, lucrând împreună. Ori de câte ori părea să apară un conflict, Elena o suna pe mama ei, care îi dădea întotdeauna sfaturi bune. Mama ei îl iubea pe Artur și era mulțumită când Elena acționa cu înțelepciune și rațiune. Nu plănuiseră sarcina, a fost o surpriză pentru amândoi. Erau fericiți, deși un pic speriați, copiii erau o mare responsabilitate. Dar au decis împreună că vor păstra copilul. Când mama lui Artur a aflat vestea, a părut să dorească să repare relația lor. Elena a decis că era timpul să renunțe la vechile supărări. Mama unui soț, bunica, avea dreptul să se implice în viața nepotului ei. Cina de împăcare a decurs destul de bine. Artur era fericit că mama lui îi acceptase în sfârșit alegerea. Mama lui a devenit un oaspete frecvent în casa lor, dar Elena nu prea găsea bucurie în aceste vizite. Uită-te la fata asta inutilă! Praf peste tot, umezeală în aer. Cum poate suporta fiul meu să trăiască într-un astfel de loc? Când Artur era la muncă, mama lui profita de fiecare ocazie pentru a o critica pe Elena. Nimic din ceea ce făcea ea nu era corect. Era ca și cum toată furia care se acumulase de-a lungul anilor se dezlănțuia acum asupra Elenei. Elena a încercat să înțeleagă. Ce ți-am făcut eu ție? Îl iubesc pe Artur și încerc să te tratez bine.
De ce vii aici doar ca să mă insulți? Cum îndrăznești să-mi răspunzi? Crezi că mi-am dorit vreodată o noră ca tine? Tu nu vei fi niciodată o fiică pentru mine. Te tolerez doar pentru că ești mama copilului fiului meu. Nimic mai mult. Elena nu voia să-și împovăreze soțul cu aceste plângeri. Le îndura pentru că vedea cât de fericit era Artur că se împăcase cu mama lui. Știa că dacă îi va spune despre cuvintele mamei sale, el se va îndepărta din nou de ea, iar Elena nu voia asta. Când s-a născut fiica lor, travaliul a fost dificil, iar Elenei i-a luat mult timp să se recupereze. În acest timp, mama lui Artur s-a mutat practic cu ei, având grijă de nepoata ei. O adora pe micuța Maria și chiar a încetat să o mai chinuie pe Elena, alegând în schimb să o ignore ca și cum nici nu ar fi fost acolo. După ce Elena și-a revenit complet și a putut să aibă grijă singură de fiica ei, mama lui Artur s-a întors la casa ei, vizitând-o doar în weekenduri. O scotea pe Maria la plimbare, în timp ce Elena își făcea timp pentru ea și pentru casă. Elena era recunoscătoare pentru acest ajutor. Mulțumesc pentru ajutor, a încercat odată să-și exprime recunoștința față de soacra ei. Nu te flata singură. Nu fac asta pentru tine. Sentimentele mele față de tine nu s-au schimbat. Dar nu are rost să te prăbușești de epuizare. Elena a decis să ia ce poate și nu a mai adus subiectul în discuție. A acceptat ajutorul în tăcere, ușurată că, deși tensionată, relația lor era stabilă. Când Maria a împlinit 5 ani, mama lui Artur s-a îmbolnăvit grav. Au luptat împreună cu boala, dar aceasta a învins. A murit în liniște în camera ei de spital. Artur nu avea tată, mama lui îl alungase când Artur era copil. Artur nu avea nicio amintire despre el, iar mama lui nu vorbea niciodată despre el. În afară de Elena, Maria și Artur, nu mai era nimeni care să o plângă. Artur își plângea mama, umbâlând amețit, cu inima grea. Responsabilitățile înmormântării au căzut pe umerii Elenei. Ea a făcut totul cum trebuie. Mormântul a fost marcat cu o piatră de mormânt frumoasă și flori au acoperit movila. Dar nu erau lacrimi. Da, Elena o compătimea pe femeie, dar rănile vechi o împiedicau să jelească cu adevărat. Maria era cu bunica ei. Mama Elenei se oferise să aibă grijă de nepoata ei în timp ce părinții ei erau ocupați cu înmormântarea. Voi vizita mormântul mai târziu și îmi voi lua rămas bun. Sunt sigură că nu-mi va reproșa nimic. Este important să fiți amândoi acolo. Lăsându-și fiica cu mama ei pentru o noapte, Elena a decis să-i acorde soțului ei timpul necesar pentru a suferi. La urma urmei, tocmai își îngropase mama. A pus masa și au stat singuri împreună. Artur vorbea în timp ce Elena asculta. Conversația lor a fost întreruptă de o bătaie la ușă. O femeie serioasă într-un costum de afaceri stătea în pragul ușii. S-a prezentat ca fiind notar particular. Dar de ce eu? Elena era șocată și surprinsă. Se dovedise că mama lui Artur nu-i lăsase apartamentul fiului ei, ci Elenei. Dar de ce nu Artur? S-a întrebat Elena. Asta ar fi avut mai mult sens, mai ales că nu am fost niciodată apropiați. Îmi pare rău, dar a dat vreun motiv? Artur, tu ce crezi? Elena a întrebat încet. Cred că dacă mama a făcut asta, a avut motivele ei, a răspuns el, cu vocea calmă, dar gânditoare. În seara aceea, Elenei i s-au înmânat cheile de la apartament, iar în dimineața următoare, ea și Artur s-au îndreptat spre locuința mamei lui pentru a face ordine. Dar de îndată ce Elena a pășit înăuntru, a înghețat în pragul ușii. Amintirile au năvălit peste ea, cum, pe când era tânără, stătuse chiar în acest prag, ascultând strigătele furioase ale soacrei sale, prea speriată pentru a-și ridica ochii de la podea. Din acea zi, nu se mai întorsese niciodată, iar acum privirea ei era atrasă de o fotografie înrămată de pe masă. Aceasta înfățișa trei femei, iar într-una dintre ele, Elena își recunosc cu propria mamă.
Ce ciudat! Nu mi-amintesc această fotografie, murmură Elena. Arthur, la fel de curios, studia fotografia alături de ea. Au trecut încet prin lucrurile acumulate de-a lungul anilor, păstrând unele lucruri și punându-le pe altele deoparte pentru a le dona celor în nevoie. La un moment dat, Elena și-a dat seama că era singură în dormitorul soacrei sale. Sorta prin dulap când mâna ei s-a lovit de ceva tare. Era un mănunchi de scrisori, legate între ele cu sfoară aspră. Elena s-a uitat la plicuri și și-a dat seama că erau adresate ei. A deschis primul plic și a început să citească. După ce l-a terminat, l-a pus deoparte și a trecut la al doilea. Când a ajuns la a treia scrisoare, Elena nu și-a mai putut stăpâni lacrimile și l-a strigat pe soțul ei. Știu că nu mă iubești și nu te condamn, începea scrisoarea. Mi-e rușine să recunosc, dar poate că eu sunt cea vinovată. Cum aș fi putut ști că viața mă va pedepsi astfel? Iartă-mă, Elena, tu nu ești de vină pentru nimic din toate astea. E doar mândria și invidia mea, presupun. Pur și simplu nu am putut suporta să văd ce fel de persoană ești. Ai grijă de fiul meu, iubește-le. Mulțumesc că nu m-ai privat de bucuria de a o vedea pe Maria. Ea este mica mea rază de lumină. Și sper că atunci când va crește, acest apartament va deveni al ei. Și-a iubit bunica și poate, într-o zi, își va aminti de mine cu cuvinte frumoase. Mâinile Elenei tremurau în timp ce ținea scrisoarea. Elena, ce este asta? A întrebat Arthur, îngrijorat. Este o mărturisire. De la mama ta, a șoptit Elena, înmânându-i scrisoarea. Erau prietene, toate trei, mama ta, Rima, Sorina, și mama mea, Tatiana. Cele mai bune prietene, ca niște surori, încă din școală. Visau să rămână prietene pentru toată viața. Dar familia lui Sorina s-a mutat, iar trioul lor a devenit un duo. Rima provenea dintr-o familie înstărită și își permitea multe lucruri, în timp ce mama trebuia să-și ajute părinții, economisind fiecare bănuț și lucrând cu jumătate de normă la un magazin de înghețată. Erau opuse în toate privințele. Apoi mama a cunoscut un bărbat. Brunet, cu mustață. I-a cucerit inima. După o lună de întâlniri, a decis să îl prezinte prietenei ei cele mai bune. Și Rima a dispărut. Se neca în ochii întunecați ai bărbatului, dar nu arăta asta, nu putea dormi noaptea cu imaginea lui bântuind-o. Până la urmă, s-a hotărât. După luni de chin, i-a furat logodnicul celei mai bune prietene, fără să stea pe gânduri, s-a măritat cu el și a uitat complet de prietena pe care o trădase. Mama mea era devastată, neînțelegând cum cea mai bună prietena ei a putut face așa ceva. Dar tinerețea are un mod de a vindeca rănile, iar ea a renunțat la durere. A cunoscut un tânăr minunat, s-a căsătorit cu el și m-a avut pe mine, Elena. Cu câteva luni înainte, Rima avusese și ea un copil, un băiat. Dar viața ei de cuplu era departe de ceea ce visase. Soțul ei era slab de frumusețe și mai slab de alcool. Când o lovia pe Rima, ea îndura. Dar când l-a lovit pe tânărul lor fiu, ea l-a dat afară și a cerut divorțul. An mai târziu, s-au întâlnit întâmplător într-un parc. Mama era cu mine, o fetiță cu pistrui. Când am căzut și am plâns, mama mea, Tatiana, s-a repezit la mine. Rima era uimită, acolo era vechea ei prietenă, slabă, frumoasă, aparent neschimbată de ani. Iar lângă ea era un bărbat, în mod evident devotat soției și fiicei sale. Gelozia și resentimentele au umplut inima Rimei, care a învinuit-o pe mama pentru toate eșecurile ei. Când Rima m-a cunoscut, acele vechi ranchiuni au reapărut și și-a proiectat furia asupra mea, fiica femeii despre care credea că i-a ruinat viața. Doamne, Elena, tu știai? A întrebat Arthur, zguduit de revelație. Nu. Mama nu mi-a spus niciodată nimic din toate astea. Îi vei spune? Știi, Elena a făcut o pauză, cred că știe deja.
În acel moment, Tatiana stătea lângă mormânt. Păcat că nu am apucat să vorbim. Mi-a fost dor de tine, prietene. Și te-am iertat.